Dumnezeu, pe care îl citim din Faptele Apostolilor, capitolul 2, de la versetul 41 până la versetul 47, pagina 1057 în Sfânta Scriptură. Fapte 2, de la versetul 41. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați. Și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Ei stăreau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciune. Fiecare era plin de frică și prin apostoli se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate nepoștile. Își vindeau coarele și averile și banii îi împărțeau între toți, după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu fiecare zi, frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plătuți înaintea întregului noroc. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Amin. Amin. Vă rog să reocupați. Iubiți frate și surori, în această după masă de har, continuăm părtășia pe care am avut-o azi dimineață. Am avut părtășie cu Domnul, am avut părtășie unii cu alții și ne-am bucurat în mod deosebit pentru cele 9 suflete care au încheiat legământul cu Domnul prin botezul în apă. Domnul ne-a pus pe inimă ca în această după masă să am un mesaj pentru ei și nu numai. Veți vedea că mesajul e într-adevăr în primul rând pentru ei și apoi pentru toți frații și pentru toate surorile și chiar și prietenii vor avea ceva de auzit și de înțeles dacă sunt interesați și vor fi foarte atenți. Am citit câteva versete din Fapte capitolul 2. Pentru mine personal capitolul acesta este unul de referință. Este extrem, extrem de important. El prezintă unul dintre cele mai importante evenimente ale istoriei. Vorbește despre ceea ce s-a întâmplat la Ierusalim în ziua Cincizecimii. Și noi care citim Scripturile știm că atunci Duhul Sfânt, una dintre cele trei persoane care formează Trinitatea, sau Sfânta Treime, și-a luat reședința din cer pe pământ. Cum a spus Domnul Iisus, vă voi trimite un alt Mântuitor care să rămână cu voi în viață. Apoi, în ziua Cincizecimii, Domnul a făcut la obicei primele botezuri cu Duhul Sfânt. 120, care erau în stăruință de 10 zile, au fost botezate de Domnul cu Duhul Sfânt. În al treilea rând de ziua Cincizecimii, Domnul Iisus a întemeiat biserica sa biruitoare, pe care continuă să o zidească și în anul 2017. Și după cum bine vedeți, cu toate eforturile pe care le fac forțele Întunericului, biserica rămâne nebiruită. Garantul biruinței bisericii este Domnul Iisus, biruitorul biruitorilor, cel care a zdrobit capul șarpelui, a lăsat mormântul gol la Ierusalim, s-a înălțat la cer, s-a așezat la deapta Tatălui și tronează, stă pe cel mai înalt scaun de domnie care există împreună cu Tatăl. Binecuvântat să fie numele. Amin, amin. Tot atunci, în ziua Cincizecimii, a început marele secerit spiritual. Evanghelizarea lumii, care a început de la Ierusalim chiar atunci, în ziua Cincizecimii, și astăzi a ajuns în toată lumea, sau aproape în toată lumea. Cel care a rostit o predică de evanghelizare în ziua Cincizecimii este Apostolul Petru. Plin de Duhul Sfânt, a stat înaintea miilor de ascultători, l-a vestit de Domnul Iisus Hristos și când el și-a încheiat predica, 3.000 de ascultători cu inimile străpunse au întrebat:
facem? Fraților, ce să facem? Și Petru a spus, pocăiți-vă! Și fiecare din voi să fie botezat în numele Lui Iisus spre iertarea păcatelor. Apoi veți primi darul Sfântului Duh, că mărturia aceasta e pentru voi, pentru copiii voștri și pentru cei care sunt departe acum, în oricât de mare număr, îi va chema Domnul Dumnezeu nostru. Știți cât de mare a fost impactul predicii? Știți când s-au predat Domnului? 3.000! Gloria lui Iisus! S-au adăugat la cei 120 și atunci Domnul și-a înființat biserica sa universală și s-a născut prima biserică locală, care la început a avut 3.120 de membri. Ce-au făcut cei 3.000? 9 suflete care au chiar trecut cu Domnul prin botez astăzi, au intrat, s-au adăugat membrilor Bisericii Maranatha. Și aș vrea să fie atenți să vadă cei care au primit propunerea și s-au botezat. Ce-au făcut? Pentru că și noi trebuie să facem lucrurile acestea. Și versetul 42 vorbește în mod deosebit despre 4 discipline spirituale pe care le-au avut în vedere cei 3.000, cei 3.120 și apoi adevărații urmașii Domnului Iisus Hristos din toate generațiile. Și despre aceste 4 discipline spirituale voi vorbi în această dupăvasă. Sigur, mai sunt și altele, dar vorbesc despre acestea 4. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și rugăciunii. Ei, primii creștini, stăruiau în aceste lucruri. Noi, pentecostalii, stăruim. Și poate știi mai bine decât alții ce sunt stăruiți. Mi-aduc aminte că în 1970, iar, deci la timpul anului, când păstorul bisericii a anunțat că începem stăruința, el a umblat sau așa. Și am întrebat pe părinții mei, aș putea să merg și eu la stăruință? Și știi ce mi-au spus? Auzi, poate mai bine să stai un an până te duci la liceu, să fii un pic mai mare. Am și anul acela de suflete, dar mă fac pe cei care nu mai. Și a venit anul 1971, la începutul anului, ianuarie, februarie, și când s-a anunțat că se face stăruință, din nou m-am adresat părinților și mi-a spus, ce zice, pot să mă duc? Și au spus, atunci dacă vrei tu te. Dar mi-au spus, ce înseamnă asta? Și cum mă trebuie ca toată viața să am mare grijă de ceea ce am trebuit. Și m-am dus. Și eu, chiar dacă eram adolescent, știam foarte clar ce-i stăruință. Nu mi-am pus problema dacă voi fi botezat de Domnul cu Duhul Sfânt sau nu voi fi. Aveam o singură întrebare. În care zi? După câte zile de stăruință? Am știut că trebuie să mă rog și să stăruim până când pripesc. Ei bine, Cuvântul Sfânt al Domnului ne spune la această dupămasă că nu numai când este vorba de botezul cu Duhul Sfânt, trebuie să stăruim până când primim, ci trebuie să fim stăruitori și în alte lucruri. Și dacă ne uităm în Biblie, vom înțelege că stăruința este biblică. Sunt unii oameni superficiali care spun, nu știe Dumnezeu că ai nevoie? Pentru ce să repeți? Să te rogi pentru același lucru și așa mai departe. Vă aduc aminte de câteva pasaje din Sfânta Scriptură în această împămasă. Patriarhul Iacob, citim în capitolul 32, s-a luptat până în repărțatul Zorio, și repărțatul zorilor a spus acolo la Peniel, nu te las până după mine cu tine. Nu e această stăruință? A stăruit, a insistat și a primit binecuvântare din partea Domnului. Ilie pe muntele Carmel s-a rugat cu stăruință să vină ploaia. Nu ploase 3 ani și 6 luni. Și Biblia spune că s-a rugat de 7 ori. Păi și imaginează cineva că Ilie a locat pe Carmel și a pus fața întregem, mă rog, în această poziție și a zis, Doamne, dă ploaie, amin? A
A stărui înseamnă totuși altceva. A terminat cu insistență. A lupta până când primești în partea Domnului ceea ce cer. Domnul Iisus Hristos în predica de pe munte de asemenea ne-a învățat să stăruim. Și a zis, bateți și vi se va deschide. Cere și veți căpăta. Căutați și veți găsi. Cine este acela dintre voi care dacă cere Fiul să o prime, să dea o viață? Dacă cere un pește, să dea o șarpe? Dacă voi care sunteți răi știți să dați darul bune copiilor voștri, cu atât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri, vă da darul Sfânt, vă da darul bune copiilor, vă da darul Sfânt celor care îl cer. Iată stăvința este biblică și este în propria lui Dumnezeu. Și primii creștini stăruiau în primul rând de învățătura apostolilor. Care era învățătura? Era învățătura pe care ei apostoli au primit-o din partea Domnului Iisus Hristos. În cei 3 ani și jumătate. Sigur și apostolii cunoșteau Vechiul Testament și ce au primit la Domnul și ceea ce era scris în Vechiul Testament însemna atunci învățătura apostolilor. Pentru noi, Cuvântul lui Dumnezeu înseamnă mai mult. Înseamnă Vechiul Testament, înseamnă Evanghelie, Epistolele, Faptele, Apocalipsa și așa de mai departe. Vechiul și Noul Testament, cele 66 de cărți. Și primii creștini stăruiau în învățătura apostolilor. Și repet, a stărui înseamnă a citi, a studia, a aprofunda și evident să te străduiești să împlinești în fiecare zi. Dragii mei, pentru noi Cuvântul lui Dumnezeu înseamnă foarte mult. În primul rând, Cuvântul Domnului pe Domnul mântuit este hrană. Omul nu va trăi numai cu pâine, spunea Domnul Iisus, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Toate cuvintele Sfintelor Scripturi vin de la Dumnezeu. Toată Scriptura este rezultată de Dumnezeu. Și de folos să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, reprionire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Toată Scriptura e însuflată de Dumnezeu. Și de aceea trebuie să stăruim asupra Cuvântului. Pentru că acest cuvânt este hrană pentru suflet. Și după cum avem nevoie de hrană pentru trup, avem nevoie și de hrană.